Echipele serviciului control relații de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat săptămâna trecută zeci de controle pentru identificarea și combaterea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare. De această dată, inspectorii ITM au depistat un angajator care muncea cu 6 persoane fără contract de muncă la o asociație de proprietari din Târgu Jiu. S-au depistat 6 persoane care lucrau fără forme legale de angajare. Aceste persoane au fost găsite la un singur angajator, și anume o asociație de locatari. Datorită faptului că numărul de persoane găsite a depășit 5, documentele care au fost întocmite de către inspectorii de muncă au fost transmise spre cercetare instituțiilor abilitate, respectiv parchetului. Și inspectorii compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat peste 20 de controle, în urma cărora au aplicat amenzi în valoare de peste 20.000 de lei. Au fost depistate 27 de neconformități, pentru care au fost aplicate 27 de amenzi contravenționale, în sumă totală de 21.000 de lei. Printre neregulile descoperite se numără instruirea necorespunzătoare a personalului, neevaluarea tuturor riscurilor existente la locul de muncă, nefinalizarea controlului medical periodic, dar și nepurtarea de către muncitori a echipamentului individual de protecție.